Salut! Sunteți pe canalul Zasmina, sau astăzi ne avem provocare de care se numește Sandwich Day! Această provocare ne-a transmis-o nouă canalul Alexuia TV. Cine nu cunoaște acest canal, linkul acestui canal îl puteți găsi mai jos, în descriere. Și noi am acceptat această provocare și astăzi vrem să o facem pentru voi. Zasmina Show! Pentru cei care nu cunosc ce este Sandwich Name, vă explicăm. De exemplu, Jasmina va trebui să facă un sandwich cu produse din numele ei. Adică, dacă numele ei începe cu J, atunci primul produs care va trebui să fie sandwichul ei se începe cu litera J. A doilea cu A, a treilea cu S și așa mai departe. Numele Jasmina are Jasmina, are 7 litere, în sandwichul Jasmina trebuie să fie 7 produse. Și atât tipul lui Sergiu o să aibă 6, la mine Olga să am doar cel mai puțin 4 și Jasmina cel mai mult 7. Începe cu care să zice? Cui de sandwich? Hai să încep cu al meu, pentru că e cel mai scurt, da, cel mai puțin, când e cel mai scurt nume. O. La litera O, eu să folosesc, ce-ați venit? O! O! Exact! O! O, O! Avem O prăjit, așa, primul este. A doua litera L, o să folosesc. Lămâie. Așa. Hai să facem tot cum vrem, numai... Nu, 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 cum vrem noi, da? Următoarea literă e G. 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 O G. G. Și A, gimbir. Gimbir, da. Am dat acum aprezătoare, care știu gimbirul e foarte picant, e foarte iute, așa că nu am să pun prea mult. Mm-hmm. Dar pun totuși ca să îl simt, că nu o să mușc, să simt că este, da? Mm-hmm. Da. Așa, dacă n-am pus prea mult. Și ultima literă e A. O, da. A. Și la A, A, arahide. Arahide. Așa. E un sandwich foarte interesant la mine. Cred că nu, ajunge că eu nu pun prea multe. Ajunge destul. Nu, hai, mai pun pentru două aici, ca să nu să mușc, să simt. Și așa, sandwichul meu este gata. Acum, sandwichul de cico. Ok. Sergiu, da? Numele meu este Sergiu. S. Litera S. Am luat sos. Sos cu usturoi, dar e sos. Înseamnă sos. Sos, sos. Ungem bine. Prim produs e ok. E ok. Da. După litera S, numele Sergio merge E. Este foarte greu să găsești produse cu litera E. N-am vrut să-i copiem pe nimeni și am luat escalop. Am găsit și așa cuvânt, escalop. Este o bucată de carne bătută bine și prăjită. Mai departe. Mai departe, următoarea litera R. Roșie, luăm roșia. Va fi un sandwich delicios. Sos, cărniță, roșie. E ok, pune și la lipă. Așa. Mai departe. Sergiu, da? Sergiu. G. Și avem gutuie. Aici nu am putut să fac așa cum aș dori eu. Așa, gutuie. Gutuie. Și asta. Sergiu, merge I. Exact. Și am luat simțe de in. Deci să punem așa ca să se lipească mai bine. Pune pe sos. Și pe sos. Ui. Pus prea multe, nu? Da, ei, deja. Sergi. A rămas ultima literă. Și am luat untul. Și eu ca să pot unge untul, iau a două bucățică de pâine și ung untul pe ea. Prima fel era cu sos și a doua este cu unt. Și gutuia. Acolo e exact locul ei, într-o gutuie, da? Noi, până te curunge, da? E de cum ați rășit, articul, da? Da. Noi facem așa smine. Dar smina. M-Z. Eu te ajut. J. Prima litera J. Z. Jambonel. Jambonel ai tu. Uite cât vrei tu, uite, te aranjezi cum vrei tu, cum îți place ție. Așa.
Deci paluca, apoi cu totul se muște, se muște, chem cate. Cacasa. Următoarea litră după J este A. A. Și la A ai ardei. Ardei. Ai ardei marinat. Rasmina, tu îi preferi, așa? Rasmina îi preferă în ghilimele. Dar va trebui să mănânc. Am găsit cea mai mică bucată. Mai pune o bucățică, ca când să muști, o să poți simți, da. Să muști și ardei. Eu aș întinge pe tot bucățica aceasta de jambonel. Așa. Așa. Ia, super. Okay. Și A, am pus deja S. După S. Cu S o să punem semințe de susan. Susan. Așa că presoare cât vrei tu. Poți să pui desele acolo și să-i apuci și să presoare cât vrei tu. Eu este gustos cu susan, Jasmina, foarte gustos. Serios. Așa. Uite cât ți-ai aici. Da, așa că nu e bun. Eu fac pe rețeta ta, da? Da. Da. Așa, după... După S, vine M. Jas, M. Și la litera M, Jasmina, tu ai măr. Uite, ai măr, da. Eu am gutuie, Jasmina are măr. Jambonel cu măr și cu ardei. Și cu susan. Pui măr. Păi, să-l împit. Pui doar o bucățică, da? E că să. Așa. Hai, pune și acolo. Și asta. Așa. Așa. E bine. Următoarea litră e I. Jasmin, I. La I ai iaurt, Jasmina. Iaurt dulce, din cucuz de piersici. Și eu s-ar pun să o mânci pe bucata aceasta de piersici. Din ce? Din piersici. Ți-ai spart piersici? Da. Puteți deschid. Eu să îmi fac piersici. Și tu mânci. Ține, ține, ține. Unci, eu îți propun să mânci pe bucați casa de fire, ele pâine, da? Eu pe rețeta mea. Tu rețeta ta o faci, ok, ha? Hai, cum vrei. Principal, rețeta ta să fie gustoasă și tu să o mănânci apoi. Bine? Da. Aici. Da. Apoi aici. Așa, destul, da? Acum nu. După I, Jasmin, N. Vine N. La N ai nuci. Nuci, Jasmin. Nuci. Nu-i plată nuci. E ca acasă. Asta am pus aici ca să ne dească. Bine. Jasmin, N. După nuci, la Jasmina vine ananasul. A, ananas. Ananas. Și sandwichul Jasmini o să fie complet. Mai pui încă nuci? Ai sus. Wow. Wow, Jasmina. Gata. Pune acum ananas. Uite, mai traia e A. Ananas pui. Nu, poți ia cu mânuțe. Poți ia și cu mânuțea. Mai repede, Fafi. Ha, te ajut eu să faci singurica. Să fac singurica, eu să spun. Rețeta ta. Rețeta e, așa că face cum îi place ei. Și ea va mânca. Ia o să gust. Tu ai să guști? Dacă o să pleacă să mănânci? Da. Da. Wow, bravo! Așa, un sandwich foarte grosus. Așa arată sandwichul Olga. Așa arată sandwichul Jasmina. Și așa arată sandwichul Sergiu. Acum! E momentul cel mai interesant. Probăm! Mușcăm fiecare din sandwichul lui și zicem ce urăm. Cât mai mare, Jasmina. Deci nu știu de unde să încep, cum să încep, ca să pot gusta totul. Mi-a pus ou? Nu pot. Nu pot să mănânc o lichiră mără asta. Mai mare mușcă pe ta. E cum tu era? Eu simt lămâia. Eu de gutui încă nu am ajuns la gutui. Simt gemierul? Eu simt... De bun încă n-am dat. Mușcă gură mai mare. Ce vreau să dau și de ou, să sunt și cu ou împreună. Eu vreau să dau de gutuie. Aia cu nuci. Nu prea se potrivește gutuie aici. În rest e bine. Dar gutuia... La mine n-a zis că eu un sandwich rău. Care doar 4 ingrediente. Jasmina, cum sandwichul tău îți place?
Cadă gândietele. Asta pe la ce faceți? Te-ai mușcat tot? Ce? Eu am mușcat un gând, dar eu nu. Și de să vă să acum atât ticul, te podem mi film, că ți-a să tine. Sandwich. Sandwichul meu e gustos. Așa, uite am eu. De să gust. Gura așa, gura mai mareșoară. Mergecica. Se eu așa de groză, de că nu pot să deschid așa gura mare. Așa să fie totul. Mă uit. Așa. O, ia fi da. Pare că aici. Nu mă să gustos. Ți-ai zis că e gustos totuși, știi? Eu m-am gândit ceva! De-aia îți să pune asta. Ne-am pus sală, Ianca. Deci tot e cu gustos, chiar dacă are cutuie, gutuie așa puțin. Când dă un gust, spune, dar e gustos. Face mult cărniță, adică locul. Da? Uitați ce am făcut! Da. Uitați ce am făcut! Dar am eu cum? Gambul am făcut. Lămâie nu se potrivește aici deloc. Îmi place lămâie, dar o prefer să o mănânc aparte. Vrei să puși tăticul lui? Vau! Gustă împreună. Mereu gustă așa smine. Cu ananas, cu nuci, cu măr. Cu jambonie. Da. Au ce cât să ai pus smina? Da. Sus! Cum, mămica? Răsmini e gust complex și dulce și sărat și... S-a mesticat tot în gură că nu înțelegi. Mărul și cu... Opa! De cum mănâncă sandwich jasmina? Cum sandwichul Sergiu e bun? Jasmina? Nu e bun sandwichul Sergiu, da? Mie mi-a plăcut. Dar sandwichul ăla de angustă? Hai mușcă o bucată. Da, o bucată mare, mușcă de aici o bucată. De acolo. Hai, mușcă că curge. Bucată mare. Așa. Jasmini, sandwichul Sergiu nu i-a plăcut? Sandwichul ei i-a plăcut? Adică Jasmina? Iar al meu? Olga e bun? Jimbiru? Simți Jimbiru, uite? Eu cred că al meu este cel mai reușit. Nu, al meu! Da, dacă să nu s-o cutim că este și butoi acolo, că e tare și este mai greu să o mănânci. Eu tot aș prefera pe a tău. A tău a ieșit iar, tot ce bun. Dar la Jasmina când ajungi? Jasmina e dulce. Gura este un șoc. Nici nu înțelegi ce mănânci. Dar ce nimeni? Ție ți-e tău? Când muști aparte, e gustos, dar când muști aparte... Ție ți-e place un tăcicu? Un tăcicu place lui el? Da, îmi place un tăcicu. Ție-ți place a tău? Tăticul se iubește pe el, eu îl iubesc pe tăticul și Jasmina se iubește pe ea, da? Sandwichul Jasmina. Da. Și eu rămân neiubită, da? Jasmina, noi iubim pe mămica. Da. Da, vezi pe mămica. Să iubită și eu, da? Da. Eu să iubit, dar sandwichul meu nu. Nu, ce se face? Ce e sandwichul? Aceasta a fost provocarea noastră, Sandwich Name, și facem o recapitulare. Sandwichul Olga nu a ieșit prea delicios, Jasmina la fel nu e prea delicios pentru noi, pentru ea e delicios, și cel mai reușit a fost Sergiu. Aceasta a fost provocarea noastră de astăzi, provocare care se numește Sandwich Name. Dacă v-a plăcut, ne apălați să puneți like, abonați-vă la canalul Jasmina sau să așteptați noi filmulețe. Pe curând! Pa, pa!